Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, conformitate cu dispozițiile articolului 134 alineatul 1 litera din codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 89 din 9 decembrie 2021 emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți toți consilierii. Ședința, fiind legal constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun bun venit. Salut prezența dumneavoastră, inclusiv al celor din primărie. Este prezentă doamna Rădăuceanu. Mai trebuie să vină doamna cu procesul verbal, poate. Salut în mod special prezentă eroica domnului consilier Ion Albu. Mulțumesc! A treia deja un precedent. Se desfăcă. Așa, parafrazând, cred că aș putea spune că suntem într-un fel de ritual. În primul rând, din punct de vedere calendaristic, suntem în ultima lună a exercițiului bugetar ca să a fost putut aplicată, totuși. Ar putea fi ultima ședință a deliberativului nostru. Nu este exclus o nouă întâlnire. Sunt informații directe cu Prefectura Județului să mai primim alocații la bugetul comunei noastre în urma rectificării de la nivel central. Evident, fiind vorba de aceste sume pe care o să le primim, sunt convins că o să fim împreună, pentru că asta înseamnă un aport suplimentar de credite care ne va prinde bine pentru exercițiul bugetar următor. Acum, ca de obicei, o să reamintesc ordinea de zi pe care dumneavoastră deja o cunoașteți. În ideea de a o valida, o să o reamintesc pentru a fi supusă deliberării dumneavoastră. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului OAT Bogdănești, pe temetul al patrulea, inițiator cu semnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea executivului bugetului, pe temetul patrulea, inițiator cu semnatul. Punctul al treilea înseamnă un proiect de hotărâre privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor din Bogdănești care au obținut 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul curent. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Punctul al patrulea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea inventariere în materie impozabilă în planul fiscal următor. Inițiator, cu semnal. Avem de la precedente, nu în mod întâmplător, la sfârșit de an și această evaluare a materiei impozabile este importantă și la momentul respectiv vă să revin cu explicația. Punctul al 5, înseamnă un proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare elevilor de la Școala Gimnazială Bogdănești pentru anul școlar 2021-2022. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Care îi mulțumesc pentru implicarea în inițierea
acestor proiecte de hotărâre importante pentru bunul mers a ceea ce înseamnă atenția față de copiii statului, care sunt îndreptățiți la educație și pe datoria noastră sunt convins că o facem cu atenție și cu preocupare și plăcere, în fond, pentru asta suntem aici. În punctul al 7-lea, apreciez efortul domnului viceprimar, care a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentului sărbători de iarnă 2021. Punctul al 7-lea înseamnă cu tuma noastră solicitarea adresată Consiliului Local. Să pun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Și să predau stafeta domnului sau doamnei președinte de ședință. Care urmează a fi desemnat de către dumneavoastră. Vă rog să faceți propunere pentru desemnarea unui președinte de ședință, având în vedere că domnul Vasilie Roancea Carmel și-a încheiat mandatul de celor 3 luni. Vă rog. Domnul Consilier Stanciu. Mai sunt și alte propuneri? Domnul Consilier Brat. Doamna Consilier Berian. E doamna Diana. Doamna Barna Diana. Haideți să... Mai sunt și alte propuneri? Haideți să votăm în ordinea în care au fost făcute propuneri. Și este domnul Consilier Brat. 3, 4, 6, 8, 9, 10. Da. Și rămâne doamna Beriază cu doamna consilier Vlad. Deci cu 10 voturi pentru domnul consilier Vlad a fost ales președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni. Îl felicit. Vă rog să preia conducerea ședinței. Mulțumesc, domnule secretar. Mulțumesc, stimați colegi. Înainte de a trece la ordinea de zi, dau cuvântul domnului secretar să prezinte procesele verbale de la ultimii două ședințe. Da, pentru că sunt două procese verbale care urmează să fie aprobate de către dumneavoastră. Mai întâi supun atenției procesul verbal încheiat în ședința din 28 octombrie 2021. Dacă pe marginea acestui proces verbal aveți de făcut completări sau precizări. Dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 28 octombrie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Acum, referitor la procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 25 noiembrie 2021. Dacă pe marginea acestuia aveți de făcut precizări, completări, dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința din 25 noiembrie 2021. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate și acest proces verbal a fost aprobat. Mulțumesc. Poftiți, domnule. Da, vă mulțumim, domnul secretar. Trecem la ordinea de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Matei Bogdănești de sub acolo pe trimestrul 4 anul 2021. Inițiator, domnul primar. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Într-un fel, aș începe cu o considerație pozitivă. Reamintesc că ne-am mai întâlnit cu acest tip de proiect de hotărâre și mai ales putem considera pozitiv, a fost prezent în multe dintre ședințele noastre, putem considera pozitiv pentru că de obicei am avut rectificări pozitive. Asta înseamnă aport de credite care sunt sigur, de o mare oportunitate pentru atât pentru secțiunea de funcționare a bugetului, cât mai ales pentru secțiunea de dezvoltare. Nu fac decât să reamintesc că avem o bază legală, respectiv legea 273 din 2006, legea finanțelor publice, vorba de legea finanțelor publice locale, a luat cunoștință de specificitatea
acest proiect de hotărâre. Puneam o rectificare pozitivă și ea este menită să rezolve probleme, să sprijine, de fapt, secțiunea de funcționare a bugetului. Mulțumesc doamnei contabile Răgăuțeanu pentru documentația care a fost elaborată în cadrul compartimentului contabilitate și care constituie punctul de plecare în reflecțiile dumneavoastră și în ultima instanță în deliberare de astăzi. O să dau citire mai întâi proiectului de hotărâre, care are trei articole. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pentru metru 4 de funcționare cu suma de 249.000 lei, atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuie, conform situației anexe, ce face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul următor, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răgăuțeanu Romene, consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești. Și ultimul articol, tot după aprobare, secretarul general al comunei Dumnezeu Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefecturii Bacău. În referatul de aprobare, se regăsesc considerentele pe care le-am expus deja și aș mai sublinia, sigur, niște considerații venite tot din referatul de specialitate, care arată că tot urmarea a rectificării bugetului consolidat al statului, ne-au fost repartizate credite pentru secțiune de funcționare și, în primul rând, pentru asistența socială. Dacă ați urmărit anexa în care sunt trecute OAT-urile județului și sumele repartizate, unităților administrative, în care și Bogdan, și la prima vedere, s-ar părea că am primit o sumă mai mare, 139 parcă, de mii, în comparație cu alte comunități. Aceasta este o primă impresie, dar explicația sumei pe care o primim, și în mod sigur va face parte din bugetul partidului nostru, este aceea că noi am finanțat din veniturile proprie niște cheltuieli care ar trebui să fie finanțate cu prioritate de la bugetul centralizat al statului. Aici știți că avem persoane în dificultate, cetățenii comunei, care beneficiază de asistent personal, cei patru care au fost finanțați, plus indemnizația, nu puteam fi lăsăm fără finanțare. Acum mi se restituie sumele care au fost utilizate cu punct de pornire veniturile noastre. 10% parcă trebuie să mai spunem noi. Am utilizat credite într-un procent mai mare și acum nu facem decât ne primim bani. În afară de asistenți cu care am început, am văzut că sunt sume pentru populația școlară, pentru sistemul de burse. Și în sumate, aceste credite care formează obiectul financiar, să spunea, rectificări, înseamnă suma de 249.000, spuneam.
atât la partea de venituri, cât și partea de cheltuieli. O rectificare, ca să fie legală, trebuie să mențină cele două părți ale bugetului în echilibru. Nu pot cheltui mai mult decât veniturile ai la buget. Cam atâta. Sper că o să treacă acest proiect, pentru că este firesc și numai pentru că este firesc. Pentru că justifică sensul funcției publice pe care o aveți. Dumneavoastră în calitate de reprezentanți ai comunității, care o formați deliberativ, noi nu facem decât să propunem și să asigurăm mersul firesc al părții de funcționare în beneficiul comunității. Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Dau cuvântul la doamna președintă la Comisia numărul 1 pentru raportul de adilare. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAT Bucurinești, județul Bacău, pe trimestrul 4-2021. Iniciatorul, domnul primar. Aveți cuvântul. Analiza și în ultima instanță aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 4 are ceva atipic față de celelalte momente pentru analiza și deliberare execuției bugetare, celelalte le aprobam strict tot sensul la interval de 3 luni. Acum, conform prevederilor legale și anume tot legea finanțelor publice, care este completată, modificată prin ordonanța de urgență al Guvernului 63 din 2010, articolul 49 alineatul 2, unde se precizează exact în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și cel mai târziu în decembrie pe trimestrul al patrulea, înainte de expirarea lui, coordonatorul principal de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor numite pe cele două secțiuni. Aveți raportul de specialitate pentru care îi mulțumesc doamnei contabile, ea este principala vinovată în ghilimele de ceea ce prezentăm noi ca și considerații proprii sau mă rog, pe comisie. Și aveți niște concluzii pe care le-a luat la cunoștință, fiind ședință publică, o să reamintesc aceste lucruri. De obicei, pornim cu menționarea situației privind veniturile proprii, adică taxele și impozitele locale și modul de evoluție este estimat într-un procent. Se pare că chiar și comparativ cu celelalte trimestre și comparativ poate chiar și cu anul trecut, planul a fost realizat, să spunem, chiar peste ceea ce înseamnă 100%, 116% avem aici. Avem total venituri, secțiune de funcționare și de dezvoltare, o realizare de 76%.
Aici mai sunt, mai este menționat un fapt care e fapt înseamnă un precedent. Pentru calcularea modului sau a procentelor care ne arată pur și simplu cum stăm pe partea de execuția bugetului, atât a ceea ce înseamnă realizarea venitului, cât și cheltuieli, s-a făcut o estimare cât mai putem colecta ca și venituri, cât mai putem cheltui până la sfârșitul anului calendaristic. Deci, lucrurile care sunt diferite față de obișnuințele anului trecut. Ce trebuie să facem? Nu cauzăm să investiții la PNDL? Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și de dezvoltare previzionate pe trimestrul al patrulea au fost realizate într-un procent de 54. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare, rigoase numai pentru secțiunea de funcționare, 78%. Se precizează că, într-adevăr, la veniturile proprie, s-au făcut eforturi, evident. Așa se explică realizarea procentului de 116%. Compartimentul de specialitate și caceria, respectiv vreau să menționez aici, ca pozitivă atitudinea persoanelor care lucrează pe această zonă foarte importantă la venituri. Doamna Iftinca și doamna Caceră Urtache. La secțiunea de dezvoltare, știți că de obicei aveam un procent anul trecut, în mod sigur, sub cel de anul acesta. La dezvoltare, avem ca sistem de referință sumele pentru proiectul de apă și canalizare, care au o consistență deosebită, dar nu pot fi cheltuite pe parcursul unui singur exercițiu bugetar. Asta prevede și contractul. Ați văzut că chiar poate contrar așteptărilor, dar există o explicație și în acest lucru. La noi s-a lucrat toată vara și în prezent se lucrează în statul Filipene, în condiții mai dificile, dar se lucrează. Și am ajuns, în comparație cu ceilalți ani, la un procent de utilizare a creditelor, deci a planului, la 46. Ceea ce înseamnă mai bine din anul trecut. Acest lucru a fost posibil și chiar vreau să subliniez, repet, că poate sunt și locuitori ai comunei, consătenii noștri, care sunt îndreptățiți să afle prin intermediul televiziunii cum se explică această situație. Eu zic că a făcut diferență, tocmai excelentul bugetar care l-am avut de anul trecut, pe care dumneavoastră l-ați destinat în mod logic pentru susținerea acestui proiect foarte important pentru comunitate. Nu întâmplător, constructorul care realizează investiția și a adus formațiune de lucru din alte comunități care nu au putut susține din veniturile proprii, respectiv din excedent bugetar, pentru că, dacă vă mai amintiți, puneam tot
în împrejurări similare, că la un moment dat Ministerul de Dezvoltare ne-a atenționat, ne-a notificat că nu mai are credite pentru anul respectiv. Acest lucru s-a întâmplat undeva deja pe la începutul verii. Având excedentul bugetar, cu alte cuvinte, împreună ne-am preocupat pe o corectă gestiune și utilizare a fondurilor publice. Noi am plătit din banii noștri, din bugetul nostru, am trimis documentația pentru rambursare la Ministerul Dezvoltării și banii ne-au fost returnați sumele cheltuite. Mai avem și acum de primit două tranșe, am câte plăți am făcut din banii noștri. 9 miliarde mai avem. Nu, da. Pentru întregirea explicației, cam câte plăți am făcut. Nu ești, 9 miliarde. Unii vin banii de la Minister, cu plătit de la noi. De rest, am recuperat. Deocamdată, cam atât în legătură cu execuția bugetară. Execuția bugetară a fost verificată de Curtea de Conturi, chiar pe partea de dezvoltare. Lucrurile sunt în firescul lor, zici aici. Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc și mai domnul primar. Dau cuvântul doamnei președinte la Comisia numărul 1 pentru citirea punctului de premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor din Bogdănești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2021. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Aveți cuvântul, domnul președinte, pentru prezentarea. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi, domnule primar, stimați colegi, știți, deja este o tradiție să fie premiate familiile care au primit 50 de ani. Așa că o să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, proiectul prevede următorul. Aprobarea acordării unei diplome și a unui premiu de fidelitate în sumă de câte 400 de lei cuplurilor care au împlinit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2021, cu condiția să aibă domiciliu în Comuna Bogdănești de sub acord. La articolul 2, pentru a beneficia de prevederile hotărârii, persoanele interesate vor depune la secretarul general al Comunei o cerere tip însoțită de următoarele documente. Actele de identitate ale soților, original și copie, certificat de căsătorie, original și copie. La articolul 3, înmânarea diplomelor de fidelitate a acestor cupluri, care au primit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, se va face în cadrul festiv de către primarul Comunei Bogdănești. La articolul 4, hotărârea va fi pusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești, domnul Ongiu Vasile, secretar general al Comunei, și de doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier. La articolul 5, hotărârea se va aplica numai în anul 2021 și se va comunica de către domnul secretar general Ongiu Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, compartimentului stare civilă și instituției prefectului județului Bacău. Da. Și la propriu de avizare tot dumneavoastră? Da, avizul evident că l-a primit favorabil din partea Comisiei. Da. Și Comisia dacă... Și unul cu pentru avizare. Și Comisia numărul 1. Și Comisia numărul 1. Da. Vă rog să vă scuz acum, dacă să aveți comentarii, întrebări cu privire la proiectul respectiv. Thank you.
Aș, dacă nu vă spăra, domnul secretar general, să avem o întrebare, pentru curiozitate, pentru cam câte cupluri sunt și ce sunt patru cupluri care îndeplinesc condițiile care au fost stabilite în proiectul de hotărâre care de fapt nu știu. Se transmite din anumat. Este vorba de Sandu Neculai și cu soția, Sandu Viorica, Toma Vasile și cu Rebecca din Slobăzie, Andrușcă Florea și Emilia, vecinii dumneavoastră, și de la Filipești, Germa Ion, soția. Da. Vă mulțumim, domnul secretar. Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vă. Cine este pentru? Deci, trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventariei materialelor impozabile pentru anul fiscal 2022. Domnul primar, vă rog să vă mulțumesc. La un moment dat am anticipat și am spus că unele proiecte care formează subiecte ale deliberării sunt specifice perioade de final. Exact comparația cu ritualul. La fiecare sute de ani, dacă vă amintiți, ca anul trecut, de exemplu, am făcut din inventariere materii impozabile. Există fără îndoială și aici o bază legală, putem pleca de la legea finanțelor publice. Ne putem continua acest pericul pe baza legală cu ceea ce înseamnă codul fiscal. Codul fiscal are și el un cod de procedură fiscală și așa mai departe. Avem și hotărâri ale Consiliului Local care ajută la inventarierea materiei impozabile. Spuneam că există o logică a lucrurilor și documentația care ați avut-o la dispoziție, pe care ați avut-o la dispoziție, ați înțeles în mod sigur acest lucru. Utilitatea principală a acestui demers este aceea că putem estima, o să mă explic în continuare de ce folosesc această sintagmă, mi se pare cea mai potrivită. Putem estima veniturile pe care le vom avea din fiscalizarea materiei impozabile. În primul rând a proprietății, a bunurilor sau impozitarea activităților care valorizează și produc plus valoare, dar în același timp generează impozite și taxe. Ați văzut cele două anexe, anexa 1 pentru persoane fizice, pentru persoane juridice. Aici, încă o dată, mulțumesc celor care au lucrat. Doamna Iștinca a lucrat în mod special la această estimare. Este într-adevăr numai o estimare pentru că s-au folosit documentele existente în primărie, unde sunt menționate proprietățile pe care le putem, proprietățile, bunurile pe care le putem impozita sau taxa. Da, birloacele de locomoție, o mașină personală sau o mașină cu un gabarit mai impresionant, alea se taxează. Așa numită PMT, taxa pe milioane de transport. Ar fi fost ideal să putem face și inspecții fiscale, am discutat pe aici, în teritoriu, că atunci am identificat că asta este unul din roturile care ajută foarte mult la o estimare cât mai aproape de exactitate, inspecția fiscală în teritoriu, de identificare a întregii materii impozabile.
acest lucru o să-l putem realiza mai bine. Odată cu terminarea procedurii de intrare în sistem, deci în cadrul primăriei a unei persoane care să direze funcția publică la urbanism, la registrul agricol, și la ceea ce trebuie să reactualizăm, așa cum ne-a lăsat Catarina și Camera de Conturi Bacău în dispoziția pe care ați cunoscut-o, o reconsiderare a managementului intern de monitorizare a și a acestei probleme, elaborarea de proceduri și efectuarea în teritoriul publicului și pe care nu am înțeles foarte mult să ajungem la acest moment, dincolo de ajută sau urmează aceste curse, de la rectificare, de la venirea școlii.
Așa că dau citire proiectului. La articolul 1 se aprobă acordarea de curse școlare pentru anul școlar 2021-2022, conform anexului 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2, hotărârea pe a fi dusă la îndeplinire de doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Ciorgu Vasile, va comunica cu hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarului Comunei Bogdănești și instituției prefectului județul Bacău. Vă mulțumim, domnule. Comisia numărul 1, vă rog, mulțumim, domnule. Domnul Ciorgu Vasile, de fapt, este o suplimentare a bugetului, care nu a făcut-o Ministerul în primăvară, cum era firesc normal. S-au gândit că la o rectificare a bugetară a semestrului 4-2021 să acorde și restul de bani rămași. Deci... Da, vă mulțumim. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2, acum de-a făcut. Cred că ați văzut și dumneavoastră, că ați avut și anexele la proiectul de hotărâre, acum în afară de cei 34 de elevi care vor primi burse de merit, a căror cuantum vor stabili Consiliul de Administrație al Școlii pentru fiecare elev. Noi, având menirea să le aprobăm doar suma totală, mai au apărut o categorie de elevi care beneficiază de bursă socială, și au numărul 1 de 10. Da. Da. Vă mulțumim, domnul secretar. Dacă mai sunt alte întrebări, domnul primar, da. O completare. La un moment dat am făcut afirmația publică, cred că eram undeva în zona instituției școlare pe terenul de sport. Terenul de sport inspiră. Este inspiră și se dispune și am făcut că următoarea afirmație ceea ce a dat de gândit. Bun, așa e foarte bine. Că nu pot să primească burse cât putem da noi, Consiliul Local. De ce motivez această considerație, să spunem, riscantă, să spunem, deci am pește nu prea, dar sigur relevant. Dacă v-ați uitat în documentația primită de la școală și m-am uitat cu atenție. Noi aprobăm utilizarea unor credite care vin din bugetul de stat. După ce sunt informate și nu mai trec prin Consiliul Local. Noi nu suntem în situația de a acorda exact prima categorie, care mi se pare cea mai relevantă pentru calitatea învățământului dintr-un UAT, și anume bursele de performanță. Știți cine le primește? Cei care obțin rezultate deosebite la nivel județean sau la nivel național. Asta înseamnă, într-adevăr, o argumentație pur și simplu deasupra altor considerente. Nu că aș avea ceva împotriva celorlalte considerente, ele sunt legale, în primul rând. Undeva noi am deliberat și probabil veți hotărâ pe o stachetă mai jos, burse de merit și burțele sociale. Acum am mai urmărit, chiar pe parcursul zilei de astăzi, să vedem, dincolo de baza legală, dacă ea este într-adevăr fundamentată corect. Lista cu bursele pe categoriile menționate, cele două am primit-o de la Consiliul de Administrație al școlii. Dar și acolo sper că este fundamentată.
Că altfel rămânem într-un formalism care poate deveni riscant, inclusiv din punct de vedere juridic. Trebuie completate niște dosare, adus la bursele sociale. Noi am fost interpelat ca primărie să spunem, să oferim niște informații. Ele, la un moment dat, simt și de un anumit trend. Sunt parlamentar, sunt politicien care, sigur, trebuie să onoreze statutul și pe această cale. Au nevoie de informații, pot la rândul lor să intervină în comisiile acolo unde, în cadrul Parlamentului sau prin interpelarea membrilor Guvernului în legătură cu banii alocați și sprijinire pe bună dreptate a acelor întâmplăciți. Copiii țării. Și acceptăm, vă rog, această sintagmă. Și chiar recent am prezentat asemenea informații. Este o atenție sporită față de niște perioade mai demult. Faptul că este încurajată, este motivată populația școlară, mai rămân rezultatele, pentru că avem și neșanța, apropo de contextul sanitar, multe lucruri se explică prin context. Apropo de învățământul online și nu prea, mai ales în mediul rural, dar trebuie luată partea bună a lucrurilor, pentru că nu copiii răspund de calitatea învățământului, răspundem noi. Răspund profesioniștii, răspundem noi când este vorba de sprijinirea lor ca să poată înțelege mai bine, să se poată manifesta printr-un comportament pozitiv și mai ales pentru un comportament care să onoreze generația viitoare, pentru că la un moment dat vom fi în grija lor. Noi și chiar dumneavoastră, de parcă nu trebuie să ne fie. Atât mulțumesc pentru și noi vă deci, mai dacă nu mai sunt alte, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru organizarea evenimentului Sărbători de Iarna 2021. Inițiator, domnul viceprimar, vă rog frumos. Mulțumesc. Pentru Sărbătorile de Iarnă, propun articolul 1. Aprobarea sumei de 2000 de lei din bugetul UAT Bodănești pentru organizarea evenimentului Sărbători de Iarnă 2021. Articolul 2. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către domnul Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bodănești, doamna Răcăuțeanu Romilea, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bodănești. Articolul 3. După aprobare, secretarul general al Comunei Bodănești, domnul Cioi Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușca Nicolae, doamnei Pușcașu Sorina, compartimentului financiar contabilitate și instituția prefectului județului Bacău. Vă mulțumesc! Da. Dăm cuvântul doamnei președinte la Comisia numărul 1 pentru organizare. În cadrul ședinței întâlnită pe datele 13 luni, Comisia de Specialitate numărul 1 a depus un aviz favorabil privire la acest proiect de hotărâre cu un amendament. S-a propus suplimentarea sumei de 2000 cu încă 2000, dacă ar fi posibil, adică un total de 4000 de lei, având în vedere sacrificiul și numărul de persoane implicate care ne vor colinda, ne vor ura, ne vor trece pragul.
Acum, analizând, nu știu, din punct de vedere contabil, nu avem pe doamna Romelia, ne vă poate spune dacă putem vota 4.000 sau am putea propune o sumă mai mică. Da, ca sus, undeva să hotărâți. Problema este că dacă ne ridicăm așa tare la 15 milioane, cât de 1.500, cât le dădeam până acum la 4.000, cam mult. Ceea ce dăm acum trebuie să dăm și la an, că nu poți să dai la an mai puțin decât atât. Și atunci, nu știu, bugetul anului viitor cum va fi. Creăm un precedent care se poate întoarce. La ce vreau nu știu. Mă rog, gata-ți ca sigur. Păi pentru plata obiceiilor de viață, la capul. Doar altceva n-are. Și copii. Ar mai fi ceva pentru copii, după informații care le avem, s-ar putea să ne colinde. Deci trebuie să le cumpărăm de la noi. Tot mă cred că așa. Dar doamna de la biblioteca, de la doamna Nenă, dacă au ceva de finanța. Păi să nu mai așa, că nu... Toți banii aia, 4.000 de lei, se va da la cap. Poate tot 1.500, sau știu eu, cât s-au dat. Dar ce face diferența? Poftim? Păi diferența va fi la colindători, la copiii de la școală, dacă vin să ne colindă. Cum spune domnul primar, că s-ar putea să mai fie o ședință extraordinară pentru, nu știu ce, rectificare. Și atunci, poate chiar atunci vin copiii. Domnul Vișcăran, vrei? Eu vin cu o soluție, propun 3.000, adică nici 4.000, nici 2.000 și propun 3.000. Dacă sunteți de altă. Da. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt... Vă spun cum s-a ajuns la... Prima dată, cum procedăm în general? Eu pot să am o idee, dar niciodată nu iau prima decizie. Mă consult cu cei din primărie, mă consult cu viceprimarul, mă consult cu contabile, mă consult cu propria conștiință. Și, într-adevăr, este vorba și aici a fost și o deschidere la nivel guvernamental mai nou. Deci, știu că s-a elaborat un act normativ prin care dă libertate administrației locale să fie mai disponibil față de obiceiuri. Ceea ce suntem în consonanță. Toți suntem de acord că trebuie să avem grijă de obicei, așa cum sunt ele. Dar trebuie luat de partea bună a lucrurilor. Lumea, pe bună dreptate, dorește să se bucure. Și asta înseamnă pragul dintre ani, odată, ca și așa mai departe. Deci, noi am propus, tocmai pe considerentele deja enunțate de doamna Pontană, 20 de milioane vechi, 2.000 de lei, din care, într-adevăr, să îi ajutăm pe cei de la capră, care au și ei de rezolvat o problemă financiară în legătură cu muzică. Și acum, făcând o glumă în contextul acesta de sute de ani, pe lângă scumpirile anunțate la energie, la gaz și așa mai departe, vor fi și prețurile la muzică, așa e domnul Vlad. Știu că erai pasionat, erai pasionat, erai implicat direct. Da. Vin muzicante dintr-un anumit cartier al Onestrii cu pretenții noi. Anii trecut știu că la un moment dat se ridicau până la 10.000, dacă am avut parte de aici. M-am mai consultat și cu domnul viceprimar, am avut o discuție și astăzi. Bine, dumneavoastră aveți altă perspectivă pe care eu nu o nesc, o înțeleg. Și eu ca atare. Aici sunteți mai tineri, sunteți mai implicat politic decât mine, mai interesat și așa mai departe. La concurență. Eu accept asta, dar trebuie să văd lucrurile și ca ordonator de credere.
anul nou vine, trece, după câteva pe februarie se termină și porcelul, se încep dificultățile, ai bani, nu ai. Și am mai luat la o nouă tachetă, să spunem, deci o reconsiderare cu domnul Cristi, să lăsăm 3.000, din care să plătim, să spunem, 2.000 capra și diferența să o folosim pentru copii. Ne cumpărăm dulce, poate nu mai cumpărăm și alte oameni. Mi se pare o soluție de echilibru și se zice că echilibru se descutește de emoții negative. Atât, mulțumesc pentru răbdare. Și noi vă mulțumim, domnul primar. Cu privire la acest punct de vedere, am fost mai multe propuneri. Două au fost cu privire la suma de 3.000 de lei. Cine este pentru această sumă? Pentru 3.000. Pentru 3.000. Deci, în unanimitate, deci s-a ajuns la... Da, mulțumesc. Da, vă mulțumim la toate pentru... Și chiar vă rog, că mai sunt situații de genul ăsta, nu ne ocolesc. Nici pe mine, nici pe contabil și așa mai departe. Că răspundem până la proba controlare de finanțele comunei. Să găsim o soluție de echilibru. Repet, eu accept fiecare vrea să iasă în față și eu, dacă ar fi în locul dumneavoastră, ne dăm departe. Sunt de acord cu asta, dar să încercăm să căutăm soluția de echilibru și atunci o să ne simțim ușurați. Decât să ne uităm urât, să mă gândesc ce se întâmplă și din cauza cui să se întâmplă, nu mi se pare firesc. Eu am toată considerația că putem găsi soluția potrivită. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Trecem la următorul, la ultimul punct, solicitarea adresată de consilierilor. Domnul secretar general. Dacă nu avem... Aș avea eu, domnul primar. O intervenție, într-adevăr, apropo de contextul sanitar. Știți că nu putem ieși din context, dar la un moment dat, cu putere de decizie, în baza de considerare nouă, suntem încă în stare de alertă. Pe scurt, am primit o adresă ieri de la Inspectoratul de Jandarme, am dat-o președinte și viceprimarului, puteți consulta. Ne atrag atenția că este bine să cunoaștem. Ei reamintesc că am niște dispoziții legale în legătură cu acest context. În primul rând, faptul că s-a dat un răgaz oamenilor ca să se poată bucura, într-adevăr, să poată circula fără oprele în aceste momente de referință. Deci, 31 și 1 decembrie. Jandarmii care răspunde ordinea publică împreună cu poliția și ni se reamintește că noi, ca și administrație, putem organiza evenimente culturale, dar în condițiile legii. Treacă tocmai de la legea aia 60 sau 61 de 90 privind ordinea publică și sigur se ajunge la reglementările actuale. Ca să organizezi, de exemplu, un eveniment în România, un concert, altceva, în mai departe, răspund eu în condițiile legii. Pur și simplu, apropo de bani, nu avem noi nici atâția bani, noi nici nu avem domeniul public, teren public, unde se organizăm, decât pe stadion, în sfârșit. Trebuie să portmate. Ori nu văd eu ce am de anul nou. Când se lege masca, domnul primar. Când se bucură, ala e obicei. Ceea ce e interesant de discutat, că ei fac și cei care au legiferat, fac referință la evenimente culturale, nu și la obiceiuri.
Obiectivele sunt obiectivele. Eu cred că n-ar trebui să aibă autoritate, nici la poliția de la circulație, nici la primar și așa mai departe. Că și până vineau să le dau autorizație. M-am interesat în partea durată la un moment dat, așa mai departe, domnule, ce autorizație? Domnul secretar a mai explicat că era vorba de autorizație pentru plata muzicii la Uniunea Compozitorilor. Drepturi de autor, care a trecut. În mod normal, am înțeles că cei care vor să facă capă, pe care noi o primim și m-aș bucura să ne întâlnim toți pe 30 de luni într-o zile, tot ce m-am înțeles, o să fie chemat la secția asta a treia, care asigură ordinea și la noi în comună și o să le se pună în vedere că pe legea organizării evenimentelor publice, acolo ei trebuie să se autogestioneze în ceea ce privește comportamentul civic. Să aibă o echipă care să asigură ordinea și liniștea în cadrul grupului și răspunde acest lucru, practic, noi ne gestionând, ne administrăm în drumurile naționale, vor trebui într-un fel să țină seama, eu i-ar spune chiar al vieți, de poliția rutieră, că nu-i ușor să gestioneze asemenea tradiții atunci când circulă pe un drum național care este pe drum. Nu se poate organiza, domnul viceprimar, dumneavoastră tot sunteți aici interesați și sunteți formatori de opinie, de aici ne disemnăm un proiect. Nu putem organiza valul la proiectii, la interiori, dar ce de asta, da? Dar adevărul trebuie să ocupe numai jumătate din spate, trebuie să dai distanță, trebuie să dansezi la 2 metri. Organizat, dar fără dans. Înainte de a declara închisă, aș spune ca o părere, mi-aș dori să ne mai întâlnim o dată, așa exact cum a zis domnul primar, să mai primim ceva, să mi-ar fi foarte bine, mi-aș dori personal treaba asta. Dacă nu, declară închisă adunările și ședință.